În Bucovina și Maramureș, agenții de turism au vândut aproape toate pachetele pentru Crăciun. Pensiunile din țară sunt deja ocupate în proporție de 80-90%. Se caută foarte mult Crăciunul tradițional, da? Foarte mult zona de Bucovina, zona de Maramureș și oamenii se îndreaptă foarte mult către partea asta de tradițional și vor experiențe autentice românești. Cei care preferă să plece de sărbători în străinătate aleg Republica Dominicană, insulele Maldive, unde nu mai sunt restricții, iar din Craiova sunt zboruri directe către Egipt, la Hurghada și Antalya. În România, bineînțeles, preferă să meargă programe organizate tradițional, dar nu numai. Preferă să meargă și în țările de lângă noi, vecine, cum sunt Bulgaria, Serbia, puțin mai departe Turcia și destinațiile exotice, cum sunt Mauritius, Republica Dominicană, Maldive, Mexic. Oamenii știu deja ce vor face de sărbători. Ce faceți de Crăciun și de Revelion? Unde v-ați hotărât? Acasă cu familia și cu copiii. De Crăciun acasă cu familia și de Revelion cel mai probabil la munte undeva sau încercăm să mergem la munte. Cu familia de la București. V-ați gândit să plecați? Plecați de obicei de sărbători? De acasă? Plec de acasă la București, da, cu familia. Probabil că de Crăciun în familie ca toată lumea. Iar de Revelion eu am o condiție mai specială și voi munci. La munte. La munte? Da. Să cu rezervarea? Da. Unde mergeți la munte? La Păltiniș. Câte zile? Cum e? 5 zile, 4 nopți. Este ok, mergem acolo în fiecare an. Noi venim la Moș și la Craiova, că noi suntem din Severin, să vedem și noi târgul de Crăciun. Am văzut pe 11 se deschide și să venim cu ai mici, să se bucure de sărbători din timp. Deci nu plecați prin țară sau în alte vacanțe? Nu, că încă sunt mici și e mai aproape Craiova și e chiar frumos, chiar e frumos la dumneavoastră aici. Pentru Crăciun, în România, pachetele turistice costă de la 1.000-1.300 de lei de persoană pentru 3 nopți. Pentru Revelion, ofertele sunt pentru 4 nopți și prețul de pornire este de 2.000 de lei de persoană, pachet cu toate mesele incluse și cina festivă pentru noaptea dintre ani. Cei care au tichete de vacanță le pot folosi.